muncitor în vârstă de 48 de ani este de negăsit după ce azi dimineața a căzut de pe o schelă în Dunăre. Accidentul a avut loc în jurul orei 10, în timp ce bărbatul aflat la serviciu trebuia să vopsească pilonii metalicei podului Prieteniei. Acesta era urcat și legat de o schelă metalică care cel mai probabil nu a fost legată cum trebuie, iar vântul puternic a răsturnat schela, bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut în apa învolburată a Dunării. La fața locului au sosit echipaje ale ISU, ambulanței, poliției municipale și poliției de frontieră. Efectuăm căutări atât pe apă cât și pe uscat, pe malul canalului navigabil. Șansele sunt destul de mici, având în vedere faptul că, în conformitate cu debitul actual al Dunării, se pare că adâncimea canalului navigabil este undeva în jur de 8 metri. Din câte știm de la martorii prezenți, muncitorul efectua lucrări de vopsire la infrastructura podului și a căzut odată cu schela care s-a desprins, acesta fiind legat, asigurat de această schelă. Un procuror de pe lângă parchetul Giurgiu a declanșat o anchetă la fața locului și a stat de vorbă cu un coleg de-al celui dispărut, singurul martor al accidentului. Și pentru că tragedia s-a produs în timp ce aceștia se aflau la muncă, ITM Giurgiu efectuează cercetări pentru a stabili dacă este vorba de un accident de muncă și cine se face vinovat de producerea lui. Au constatat că mai mulți muncitori desfășurau activități de reabilitare a podului, în sensul că sablau și vopseau infrastructura metalică. Lucrătorul respectiv a căzut în fluviul Dunărea, după care a reușit să mai înoate câțiva metri și a fost luat de curenți. Căutările bărbatului, care era originar din Gorj, continuă atât pe apă cât și pe uscat. Cei 20 de pompieri sosiți la fața locului au cercetat fiecare metru pătrat din zonă. Cel mai probabil va fi nevoie de o echipă de scafandri care să caute în apa Dunării trupul muncitorului.